Bună seara, dragii noștri telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii De Vorbă cu Zona. Invitata mea din această seară este doamna Alina Lăscău Ramona. Bună seara și bine ați revenit la noi în emisiune! Bună seara și bine v-am regăsit! În această seară, pentru început, aș vrea să ne spuneți dumneavoastră de unde izvorăște dragostea pentru muzica populară. Din suflet, vă spun sincer, din suflet izvorăște dragostea pentru cântec. Oriunde merg, de exemplu, dacă merg la bucătărie, e imposibil să nu vredonez o melodie. Oriunde mă găsesc, încep să cânt. Și prin grădină. Nu existați fără muzică. Sigur. Foarte frumos. Nu este nevoie să vă mai întreb de festivaluri, pentru că ne-ați spus și în edițiile anterioare, dar aș vrea să ne spuneți despre ce ați mai făcut dumneavoastră în ultima vreme, de când nu ne-am mai văzut. În ultima vreme n-am prea făcut multe. Pe unde ați mai fost la cântat? Am un mic restaurant unde cânt cu băieții mei, pe care îi salut. Poate într-o ediție viitoare veniți aici alături de noi, dumneavoastră împreună cu formația. Sigur, cu mare drag, de ce nu? Doar să... Sigur. Să accepte și dumnealor. Păi trebuie. Da. Se pare că avem un prim telefon în legătură directă cu noi. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Eu, Vârșia Proșani, Lucureștiul Nicolae. Spuneți, vă rog. Vreau să vă aștept niște dedicații. Sigur că da, vă ascultăm. Pentru familia mea, da? Pentru fratele meu, pentru sora mea la Fadeș, cumnate, din Godeanu, nepot, nepoate, verișori, verișoare și pentru nașii mei de la Baia de Ramă, la Tarnița, da. Lumința George Georgescu, da. Inuță Georgescu și pentru Roxandra și Vasile Miuțescu. Și pentru toți angajații la Brutăria Tarnița, da. Pentru șofer și pentru Florin Popescu de la Apa Neagră, da. Pentru Florin Lupulescu de la Obârșia Croșani, pentru Lupulescu Petrică, da. Pentru Iacobescu Petre, pentru vecinii mei Gogan Petrică, Gogan Adrian, da. Pentru vecinul meu Talibanu, cel mai mare vânător, da. Dar nu-i frică nici de porn, nici de nimic. Da. Așa, pentru Achim Costel de la Bar, Ovidiu. Da. Achim, pentru Gheginescu Lucian. Da. Așa, pentru familia Darab Gheorghe, Darab Titu. Și pentru dumneavoastră. Mulțumim Amian, și pentru dumneavoastră. Pentru domnul patron de la Meaș TV. Așa, și pentru Barbu Vasile. Da. Pentru Iacobescu Ilie, Iacobescu Cosmin de la Timișoara, este mai bun prieten al meu. Și pentru consilierii primăriei Obârșe Cloșani, pentru domnul primar Murdeală Iacob, pentru tata lui Murdeală Cobiță și pentru doamna asistentă Murdeală Georgeta, da. De la Baia Ramă. Așa, și pentru Achim Lelica. Sigur că da. Florența. Toată emisiunea din această seară să fie dedicată tuturor celor care i-ați enumerat dumneavoastră. Da. Bună seara. Mulțumim. La revedere. Mulțumim și noi. La revedere. Draga Alina, te-aș ruga să ne interpretezi câteva melodii. Sigur, cu mare drag. Nana, dragă, cu dor mult, eu nu pot ca să
da, aș muri și-aș învia. Nana dragă, cu dor mult, eu nu pot ca să-l mai duc. De dor și de gura ta, aș muri și-aș învia. Și du-mă la casa ta, așa n-o mai sta, Ioane, unu-n deal și altu-n vale. Așa n-o mai sta, Ioane, unu-n deal și altu-n vale. Mândruța mea te-aș lua, ce mă fac cu muma mea? Că vreau o fată bogată, dar tu mândră ești săracă. Mândruța mea te-aș lua, ce mă fac cu muma mea? Vreau o fată bogată, dar tu mândră ești săracă. Nu știu cum să mă împart între iubit și bogat. Banii sunt de cheltuit, dar n-am mândră de iubit. Banii sunt de cheltuit, dar n-am mândră de iubit. Mai bine vin eu la tine, să trăim mândruță bine. Mi-o face casă de toate și copii dacă se poate. Mai bine vin eu la tine, să trăim mândruță bine. Când om fi în rând cu lumea, mi-o e ta mândră și muma. Și rudele toate. Am fost singur la părinți și-am avut de toate. M-a iubit mama și tata și rudele toate. N-am știut ce-i supărarea cât am fost copil. După ce am fost măricel n-am mai fost la fel. N-am știut ce-i supărarea cât am fost copil. După ce-am fost măricel, n-am mai fost la fel. Tata. Mama înger păzitor mi-a fost toată viața, până când s-a stins săraca și după ea tata. Am rămas singur pe lume, trist nemângâiat. O să-mi caut liniștea lângă al meu băiat. Am rămas singur pe lume, trist nemângâiat. O să-mi caut liniștea lângă al meu băiat. Să-mi trăiesc viața, să am grijă de copil, să-mi iubesc nevasta. Cât o-i mai fi pe pământ, vreau să-mi trăiesc viața, să am grijă de copil, să-mi iubesc nevasta. Că nu iau nimic cu mine din tot ce-am făcut, vine altul și mă jură că nu am mai mult.
să-i dau tot ce îi place sufletului meu. Când m-a chemat Dumnezeu, n-o să-mi pare rău, că nu iau nimic cu mine din tot ce-am făcut. Vine altul și mă jură că nu am mai mult. O să-i dau tot ce îi place sufletului meu, când m-a chemat Dumnezeu, n-o să-mi pare rău. Portul nostru popular, portul românesc, vin cu toții îmbrăcați în port strămoșesc. Portul nostru popular, portul românesc. Doar la sat se mai păstrează portul și tradiția. Aveți grijă, oamenii buni, din străini să ni le ia, să ni le ducă departe, peste orașe și sate. Și vor rămâne săraci, port frumos și oameni dragi, să ni le ducă departe, peste orașe și sate. Și vor rămâne săraci, port frumos și oameni dragi. Portul nostru de la munte, cu floricele mărunte, floricea de liliac cântă la lume cu drag. Și la nuntă și la coasă, și de afară și prin casă, scuturând opincile, învârtind obregile, scuturând opincile, învârtind obregile. Foarte frumos, spuneți-ne dumneavoastră în continuare emisiunii despre acest album. Câte piese aveți pe albumul care l-ați imprimat cu ceva timp în urmă? Sigur că da. Acest album conține 12 piese pe care l-am imprimat în mai 2012 la Târgu Jiu, la domnul Dorel Toncea, cu domnul dirijor Luca Adrian, pe care îi salut și le mulțumesc din suflet. Mulțumesc doamnei Alice de la SADU, casei de producție. Vreau să mulțumesc din suflet de asemenea nașilor mei, Hârșovescu Radu și Hârșovescu Vasilica, care m-au susținut și m-au ajutat foarte mult, soțului meu Radu, soacrei mele și părinților mei și fraților mei. Sigur că da. Spuneți-ne în continuare. Și doamnei profesor, doamna Doina Durdan, de la Centrul Cultural Nichita Stănescu, de la Drobeta Turnul Severin, îi spun să rămână și o pup din tot sufletul. Cine v-a ajutat pe dumneavoastră să compuneți piesele? Piesele vin din suflet. Sinceră să fiu, m-a ajutat și doamna profesor, doamna Doina Durdan, la câteva piese. Dar restul sunt creație proprie. Foarte frumos. Și să vedem și ce spune următorul nostru telespectator. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Sunt Vlad Râviu. Bună seara! Vreau și eu să fac dedicații. Sigur că da, vă ascultăm. Pentru dumneavoastră. Mulțumim și pentru dumneavoastră. Invitație dumneavoastră. Mulțumesc. Da? Și pentru... Și pentru dumneavoastră. Maică mea, taică mea, da? Toată familia. Plăscarul Gheorghe. Da. Și Veta. Și Veta. Pentru Vasile, Pleșa. Și
Pentru toți consătenii. Pentru Chiazna, Munteanu Paraschiva, în Orșova. Sigur că da. Să trăiască, să dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu la toată familia sănătate. Mulțumim și noi pentru telefon și vă mai așteptăm în legătură directă cu noi. La revedere! La revedere! Telespectatorii noștri sunt foarte activi și ne sună. Te-aș ruga să ne mai interpretezi câteva melodii, să mai înveselim telespectatorii noștri. Sigur, cu mare drag. Vreau să fac și eu câteva dedicații. Să nu uit, nu în ultimul rând, pe nașii de botez ai mei, Sultan Ion, Sultan Mariana, pe moșii mei de botez, moșii de la Slatina, ai celui mic. Da? Cum îl cheamă pe băiețelul dumneavoastră? Ovidiu Petruț. Să vă trăiască. Mulțumesc. Și să fiți fericit alături de el. Mulțumesc. Se pare că mai avem un telefon și înainte să ne interpretez câteva melodii, să vedem ce spune telespectatorul nostru. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați? De la Bratilovu. Da? De la Bratilovu, vă sună Nuțica Lazăr. Bună seara, doamnă! Spuneți! Aș dori și eu ca această seară minunată, ținând cont că aveți o invitată de onoare, o doamnă deosebită, pe placul inimii mele, și din suflet aș dori ca această seară să fie dedicată toată emisiunea pentru fetele mele, pentru Alina, pentru Niculina. Da? La nepoțica mea și la ginerele meu care este plecat peste hotare și să nu uite că mami îl iubește din suflet. Da. Și dumneavoastră. Mulțumim și pentru dumneavoastră. Să fie și pentru fetele dumneavoastră. Și fetele mele și nepoțica și ginerele meu. Să vă bucurați de ei, doamnă. Din suflet. Să vă bucurați de ei. Mulțumim. La fel și dumneavoastră. Mulțumim. Mulțumim. La fel, mulțumim și noi. Și noi la fel pe dumneavoastră. Mulțumim, la revedere. V-aș ruga să ne interpretați melodiile acum. Vă ascultăm. Cu mare drag. Că degeaba încerci de toate, de n-ai un pic
noi mai fi, că este din al meu sânge și sigur mă va iubi. Că degeaba încerci de toate, de n-ai un pic de noroc. S-ai iubire, bani și soartă, toate strânse la un loc. Că degeaba încerci de toate, de n-ai un pic de noroc.
mama crește și mângâie. Floricea de iasomie, mama crește și mângâie. Dar de ce când toamna vine, mama singură rămâne, ca o floare în pustie, ca o iarnă pe câmpie. Măiculița cu dor mult și obraz bătut de vânt, măi, tu prin lume ai trecut, dar acum ești la sfârșit, măi. Măiculița cu dor mult și obraz bătut de vânt, măi, tu prin lume ai trecut, dar acum ești la sfârșit, măi. Apoi stă și tot așteaptă, copiii în poartă să-i bată. Apoi stă și tot așteaptă, copiii în poartă să-i bată. Nu să-i aducă ceva, să mai stea puțin cu ea, că îi vede tot mai rar, dar la vară ori veni. Bătut de vânt, măi, tu prin lume ai trecut, dar acum ești la sfârșit, măi. Măiculiță cu dor mult și obraz bătut de vânt, măi, tu prin lume ai trecut, dar acum ești la sfârșit, măi. Este, și mai dați câte o veste. Haideți acum cât mai este, și mai dați câte o veste. Nu se știe, poate odată găsiți poarta în cuia ta, iarba mare pe măicuța plecată. Măiculiță cu dor mult și obraz bătut de vânt, măi, tu prin lume ai trecut, dar acum ești la sfârșit, măi. Măiculiță cu dor mult și obraz bătut de vânt, măi, prin lume ai trecut, dar acum ești la sfârșit, măi. Foarte frumos. Mulțumesc. În continuarea emisiunii v-aș ruga să ne spuneți dumneavoastră despre costumul popular pe care îl purtați în această seară. De unde îl aveți? Sau dacă îl moșteniți? Această cămașă mi-e tare dragă, am primit-o de la cineva, de la Ocuscra mea, de la doamna Filareta, îi mulțumesc din suflet și unde mă duc, o iau cu mine. Este iar... și foarte frumoasă. Da, mulțumesc. Și al dumneavoastră la fel. Mulțumesc. Iar vâlnicul este al mamei mele de când era ea mai tânără, la vreo 15-16 ani. Câte costume aveți dumneavoastră acasă? Nu am așa multe, în jur de 10. Dar pe care le aveți, vă mândriți. Da, sigur, ele. Da, da.
Spuneți-ne dumneavoastră dacă aveți de făcut dedicații. Sigur că da. Vreau să... Înainte, vă întrerup puțin, pentru că mai avem un telefon în legătură directă. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la noi în emisiune! Da, veniți din nou, că am uitat să facem și dedicații. Sigur, vă ascultăm! Pentru inginerul meu, topometrist, venișor cu mine, Cornel Gheorghe. Pentru un nepot al meu, Nicoare Ilie, Balatan. Pentru Săpârdea Silviu. Da. Pentru domnul viceprimar Dăncilescu Nicolae. Da. Așa, pentru Mirea Ion, Mirea Dumitru. Așa, pentru Grigore Florența. Pentru Puiu Codreanu din Vodeanu. Da. Și aș dori, dacă îi poate cânta doamna un cântec în live. Sigur. O melodie care o vrea. Sigur că da. Data viitoare poate vine cu formația și atunci cu siguranță. Pentru Liviu Prințu. Da. Și pentru Dodo Dorel. Și pentru Lică Cojocu. Sigur că da, toată emisiunea să fie dedicată. Toată lumea care ne privește și ne urmărește și pentru dușmanii mei și... Sigur că da. Toate zonele. Nu uitați niciodată dușmanii. Nu faceți dedicație și lor. Nu, acum nu uitați. Foarte bine. I-ați amintit. Mulțumim și noi pentru telefon. La revedere. O seară frumoasă. Vă ascultăm și pe dumneavoastră. Cum să nu? Îi faceți pe plac domnului? Sigur, dau o strofă, nu mai mult. Sigur, vă ascultăm. Sper să nu se supere pe mine. Da. Am să cânt o piesă de a doamnei Niculina. O strofă și un refren. Da. Verde-i frunza la sălcuță, greu ți-am dus dor unei cuță, greu ți-am dus dor unei cuță. L-am purtat în inimioară și am spus seară de seară, și am spus seară de seară. Inimioară, ți-aș da multe, vezi bine că n-am de unde, vezi bine că n-am de unde. Inimă, ți-aș da de toate, vezi bine că nu se poate, tu vezi bine că nu se poate. Foarte frumos! Mulțumesc! Vă ascultăm și pe dumneavoastră cu dedicațiile. Sigur. Vreau să fac dedicații din partea soțului meu pentru colegii de la Cariera Roșiuța, pentru familia Vijulan de la Motru, pentru familia Cioabă de la Gârbovăț, pentru, să nu uit, pe cumnata mea Lidia, care peste câteva zile va împlini o frumoasă vârstă. La mulți ani și doresc, din partea noastră. Mulțumim. Îi doresc din tot sufletul să aibă parte de tot binele din lume și să fie alături de cei dragi și cei dragi alături de ea atunci când își sărbătorește ziua de naștere. Vreau să fac dedicații pentru familia Videscu de la Vidi Mirești. Dacă am omis pe cineva, să mă scuze. Pentru toți cei care mă cunosc și care mă iubesc. Și cei care ne urmăresc. Sigur, sigur, cu mare drag. Și adresați-le dumneavoastră și câteva cuvinte, deoarece emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Sigur, cu mare drag. Dragi telespectatori, fiindcă este postul Sfintelor Paști, aș vrea să vă rog din suflet să aveți o pace sufletească, încredere și multă iertare. Așa să fie. Pentru cei care îi dușmăniți. Și înainte de a încheia această emisiune, se pare că avem un alt telefon. Alo, bună seara! Ascultăm. Bună seara! Spuneți, vă rog! Spuneți, vă ascultăm! Sărmâna! Bună seara! Da, vă ascultăm și v-aș ruga să vă îndepărtați de televizor ca să ne putem înțelege. Sunt departe de televizor. Vă ascultăm! Spuneți! Haideți că vă spun eu. Doamna este o doamnă drăguță care mi-a oferit o fotă pe care am purtat-o în emisiunea anterioară. Vreau să dau și eu niște dedicații. Sigur că da, spuneți. În special pentru Alina, pentru băiatul ei și pentru Ovidiu, pentru Radu
și pentru toată familia mea, pentru fetele de la Severin, pentru băieții de la Timișoara, pentru soț. Da. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să fie toată emisiunea pentru cine doriți dumneavoastră. Mulțumim pentru telefon și vă mai așteptăm în legătură directă. Mulțumim. La revedere. E o doamnă drăguță care o respect ca și pe mama mea. Foarte frumos. Dragii noștri telespectatori, emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Până mâine seară, eu vă doresc o noapte liniștită și vă las în compania doamnei Lăscău. La revedere! M-a pus muma la spălat, să spăl toate rufele, să curăț obregele. Dimineața m-am sculat, m-a pus muma la spălat, să spăl toate rufele, să curăț obregele. Pe toate le-am terminat și în pat m-am așezat, dar bine n-am apucat, mama la rost m-a luat. Pe toate le-am terminat și în pat m-am așezat, dar bine n-am apucat, mama la rost m-a luat. Lasă naibii de culcat, du-te la bărbat în lungă și ajută-l la săpat. La muncă, fată, la muncă, lasă naibii de culcat, du-te la bărbat în lungă și ajută-l la săpat. E plecat de dimineață, tu mai erai încă în pat, o fi obosit săracu și mai ești nemâncat. E plecat de dimineață, tu mai erai încă în pat, o fi obosit săracu și mai ești nemâncat. Avem de muncă, trebuie să faci ce spune, altfel ai cu ea de furcă. Cum umanul-i de glumit când avem de muncă, trebuie să faci ce spune, altfel ai cu ea de furcă. Ne învață rostul casei și mâncarea cum se face, atunci când ne-o mărita soacra să n-aibă ce zice. Iar copii când vom avea, noi să-i învățăm de bine, noi să-i învățăm de bine, să n-o facem de rușine. Muncești zile, muncești nopți, îți crezi.
stăpân, n-ai milă de la străin, măi. Fața lacrimi ți-e scăldată, te cuți seara nemâncată. Te cuți seara nemâncată, de multe ori fără plată. Ajut-ți omul că ești bun, când îl vezi căzut în drum, măi. Dar după ce se ridică, uite, mulțumesc să-ți zică. Ajut-ți omul că ești bun, când îl vezi căzut în drum, măi. Dar după ce se ridică, uite, mulțumesc. Plată-ți va da Dumnezeu, de la oameni e cam greu, măi. Că ei nu știu, mama, nu, cum îți plânge sufletul, măi. Tu-ți iubești copiii tăi, trăiești, mama, pentru ei, măi. Tu-ți iubești ai tăi copii, numai mama să nu fii, măi. Ajut-ți omul că ești bun, când îl vezi căzut în drum, măi. Dar după ce se ridică, uite, mulțumesc să zică. Ajut-ți omul că ești bun,